I cannot see fire as red from the tower. The marshalers and the fire brigade are now arriving. They are behind you like 300 meters. Incidentul a avut loc vineri seară pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Aeronava Boeing 737 a companiei Fly Egypt cu 113 pasageri la bord începuse manevrele de aterizare, iar la contactul cu pista, cele patru pneuri ale trenului principal de aterizare au explodat și au luat foc. Echipajul a luat imediat primele măsuri de prevenire a incendiului, iar pompierii aeroportului au intervenit de urgență și au stins flăcările. Incendiul a fost lichidat în scurt timp de către serviciul privat pentru situații de urgență al aeroportului. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, în condiții normale. La fața locului ISU Cluj a dislocat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de lucru la înălțime, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor medical. Pasagerii au fost evacuați în ordine. Viteza excesivă este prima ipoteză pentru producerea incidentului. Pompierii aeroportului au intervenit remarcabil în 2 minute și au reușit să stingă focul. Experții în securitate aeriană sunt însă de altă părere. Nu viteză excesivă, pneuri uzate, ele sunt făcute să reziste la orice impact cu solul. Chiar dacă avionul nu aterizează lin drept, aici au fost pneuri uzate folosite la maximum, folosite peste durata lor sau uzura lor. N-au respectat numărul de aterizări. Activitatea pe aeroport a fost blocată câteva ore. Traficul aerian s-a reluat în jurul orei 22, dar mai mulți pasageri au pierdut cursele. Astfel, aeroportul le-a asigurat cazare peste noapte.